Prieteni pariori, ne apropiem de ultima etapă din conferința Sudliga pe care noi o pariem împreună de aproape un an și separat doar eu de 3,5 sezoane. Așadar, avem două bilete pregătite, unul cu două goluri în repriza a doua și celălalt cu două goluri în prima repriză, așa cum cere strategia pe care am creat-o pentru voi. Important e ca până la final, odată și odată, să dăm lovitura. Și atunci când voi câștiga suma aia fabuloasă, nu vreau să fiu singur, vreau să fiu cu cel puțin încă 50, 100, 1000 de persoane care pariază 2 lei săptămânal pe acest bilet. Retineți 2 lei săptămânal, ori 40 de etape cât are această. Conferință, Acest campionat înseamnă undeva la maxim 100 de lei pe sezon. În 15 ani înseamnă 1500 de lei, iar eventualul câștig pe un astfel de bilet este între să, să vă zic exact între 120 de milioane de lei vechi atunci când sunt doar 10 partide și 800 de milioane de lei vechi când etapa este completă azi avem doar 10 partide este ultima etapă, rețineți nu cedăm cei care vor merge și sezonul următor cu mine până la capăt, vreau să lăsați un like să lăsați un comentariu, un semn orice mă ajută și pe mine YouTube va înțelege că sunteți interesați de acest proiect și va, va recomanda și altor pariori acest proiect de aceea vreau să ne strângem cât mai mulți lăsați comentarii, like, share ce vreți voi, vă rog Vreau să ne strângem cât mai mult sezonul viitor și, de ce nu, să dăm cea mai mare lovitură caselor de pariuri uh, din istorie. Gândiți-vă cum ar fi o mie de persoane să câștigăm uh, acest bilet, să zicem cu o miză de 2 lei, să câștigăm cel puțin 200 de milioane de lei vechi, o mie de persoane. Cred că am dat un un boom financiar ca să-l dă pariuri puternic greu de tot. Așa că haideți că nu vă mai retin să vă spun codurile. Codul pentru biletul a doua repriză peste 1,5 goluri este cu miză de 2 lei, bineînțeles. Cota finală este 575.86, iar eventualul câștig este 1000. 68 de lei. Codul biletului l-am pus deja în agenție, dar vi-l las și pe acesta, poate îl văd și pe acesta. De agenție și eu vă voi spune codul biletului uh, Paria deja am biletul în față codul este 1 1 3 1 a liniuță J de la JAN C de la Costel 4 7 d d deci de două d repet cod 1 1 3 1 a liniuță JQ47DD D, Cod control 0748 Rețineți, cod control 0748 Aveți nevoie de el dacă nu îl folosiți cu acesta din imagine Bun, A, trecem mai departe Baza noastră este, bineînțeles, două goluri în prima repriză 10 partide, mize 2 lei Cotă finală 36.339.36. Eventualul câștig pentru acest bilet este 8.306.17 lei. Prieteni, codul control la acest bilet, nu înainte să, să vă mai zic o dată, vă rog ajutați-mă cu like, share, comment. Orice comentariu contează enorm să ne strângem cât mai mulți. Așadar, codul biletului este 1131A, liniuță JK 47 dk Cod control 1530. Aveți și codul de agenție și codul biletului pariat de mine. Deci, ce spun eu, este codul biletului pariat de mine, iar cel din agenție este acesta pe care îl aveți în imagini. Eu vă mulțumesc mult de tot celor care m-ați urmărit, și dacă nu este acest bilet, aceste bilete, ne revedem și la anul, dar ne revedem la anul indiferent dacă câștigăm sau nu acest sezon. Bun, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap.